Loturile naționale de lupte libere și greco-romane de seniori se află în această perioadă la mare, în cantonament centralizat. Stațiunea Costinești le e gazdă pentru 3 săptămâni luptătorilor români, care savurează din plin ieșirea din izolare. Steliștii Andreea Beatrice Ana, Caterina Jidacevska, George Bucur și Michael Manea recunosc că nu a fost tocmai simplu să stea o perioadă așa de lungă acasă, departe de sala de antrenament. Chiar dacă ședințele de pregătire nu sunt deloc lejere, luptătorii de la Clubul Steaua se simt foarte bine și așteaptă cu nerăbdare reluarea competițiilor, pentru că, în mod firesc, gândurile lor zboară la Jocurile Olimpice de anul viitor. Cum a fost revenirea la antrenamente după 2 luni de izolare? Revenirea a fost destul de dificilă, dar am încercat să ne adaptăm pregătirea și în pandemie și acum suntem destul de ok pregătirea. E foarte bine și simt bine, mie place, e tot bine. Deja mă plictisisem acasă, era foarte greu să mă pregătesc și a venit foarte bine. A fost o schimbare în bine. Adică deja mă plafonasem cu antrenamentele de forță și în parc și ce mai era. Ce planuri ai pentru a doua parte a acestui an? Trebuie să vedem ce competiții avem, dacă va fi un campionat mondial, nu va fi, dacă vor fi naționale, nu vor fi, încă nu știm nimic. Deocamdată așteptăm să ne se stabilească un calendar competițional și vom vedea. Planurile să mă pregătesc în continuare și să așteptăm deciziile ce vor fi pe viitor, să putem să ne pregătim pentru Olimpiada. Forța Steaua!